în guvern. Vreau să da? Vă spun poziții asta cu casele. N-am reușit să înțeleg niciodată această obsesie. Să ai casă și la Alexandria, și la Turnul Măgărel, și în Brazilia. Ce... Dom'le, ce faci cu atâtea case? În câte case o să stai? După care i-a luat președintelui, repet, nu contează cum îl cheamă președinte, președintele României avea reședința de la Scroviște, i-a luat-o. România, guvernul României avea la Uzlina, i-a luat-o. Primul ministru... Dom'le, Daniel, ce faci cu atâtea case? Acum nici Iohannis nu stă prost la capitolul case. Adică se pare că e o boală comună, nu știu. Dar măcar Iohannis nu l-a văduvit pe le ia Iohannis de la privat, așa. Nu le ia de la stat. Adică... Cu amendamentul că președintele Iohannis are proprietățile date în chirie, că nu stă pe rând în cele 6-5 proprietăți deci, pe care iată, domnul Iohannis ia de la privați, ca să zic așa. Domnul Dragnea tot de la stat. Și aia de la Belina la fel și a făcut acolo o casă. Și a zis, bă, Liviu, dar unde stai, domne? La Alexandria, la Turnul Măgurele, la de Belina. Asta de la Belina este frumoasă sau este o cabană vânătorească? A aranjat-o cât de cât, așa, i-a făcut un confort? Da, e o vilă normală, na, nu o e o vilă normală, dar nu cu finisaje super fine, așa mai... Nu mă mai rustică. Sincer, nu sunt constructor. Dar spuneți-ne sincer, mai rustic sau mai un pic de patină? De... Se vede bogăția clanului Teldrum sau e doar una de cabană de vânătoare? De... Nu e ca aia din Brazilia pe care am văzut-o la televizor. Păi n-ați văzut-o din interior aia din Brazilia? Da, nu, da. A văzut-o Nicușor Constantinescu, Radu Mazăre, alții. Și alți domni, da. Ați mai auzit oamenii PSD care să fi fost cu el acolo la Fortaleța în Brazilia? Că am înțeles că era un grup mai mare. Da. Îi știți? PSD-iși care au fost? Da. Și ce făceau acolo? Ce v-au povestit? Petreceau vacanța. Singur, cu familiile? De ce râdeți? M-am mânecat, eu vreau să iau apă, dar... Nu, e problema mea ce făceau ei în vacanță, așa cum nu e problema lor cu cine îmi fac eu vacanța sau... Important deci mai mulți PSD-iși, practic, mergeau cu el acolo. V-am refuzat de mai multe ori și am și explicat, Liviu, nu te supăra, chiar nu vreau să-mi fac vacanța cu tine, vreau să-mi fac cu familia, cu copiii, cu... Nu, da, chestia asta, știți, genul de om care, nu știu, a fost sărac. El v-a invitat sau și Nicușor Constantinescu și Radu Mazăre? Nu, domnul Dragnea m-a invitat, n-am avut niciodată o relație cu Nicușor Constantinescu sau cu Radu Mazăre să mă invite să petrecem vacanțe împreună. Dar știți că cei doi l-au de la Constanța acolo. L-au dus la Constanța. Știu la foarte Fortaleța. Bine toată istoria, inclusiv istoria Teldrumului. Și anume ideea, domne, fii atent, privatizăm firma de la Consiliul Județean, o luăm noi pe acțiuni la purtător, dăm contractele la firma noastră, după care aici m-a păcălit cu chestia cu PNDL-ul, că eu am zis, când a venit și mi-a zis, uite, domne, hai să facem un program extraordinar, să dăm la toate comunele, zona rurală, să dăm bani de la guvern, că-s mici și nu se dezvoltă altfel. Și am făcut PNDL-ul, eu am zis, domne, o chestie extraordinară, 2700 de comune, nu au bani să facă cămin cultural, să asfalteze drumul, să... Pe așa aceea, este, domnule Ponta. După aceea deci am văzut... Au? Păi da, după care domnul Dragnea se ducea la primari și la președinți, le zicea, băi, știu unde-s banii, da? Cine ți-a dat? Întotdeauna oamenii au fost aceiași. Domnul, cel care e la Curtea de Conturi, domnul Busuioc, domnul Gâdea, de șeful Consiliului Județean Tellerman, care e și acum tot la dezvoltare, cam aceiași oameni care semnau toate hârtiile. Semnezi, dar ai înțeles cine îți dă? Și în acest fel s-a creat un circuit de putere și de bani în care primarii spun, dom'le, mi-e drag de tine, Ponta, dar știi, drag ne-am de banii, că dacă mă vede cu tine, îmi taie banii. În același timp, banii se duc de la buget la primărie. Primăria îi dă la Teldrum sau la firma respectivă, care face banii privați pentru presă, pentru alte lucruri. Și atunci e un circuit din bani publici care subvenționează... Nu ați intuit asta cât erați prim-ministru? Pentru că mai există tehnica asta politică de reșapare a cadrelor.